secretul celei mai delicioase iahni de fasole de post. Dacă puneți acest ingredient, veți mai cere o porție. Delicioasă și plină de vitamine, iahnia de fasole este nelipsită de pe mesele românilor, mai ales în perioada postului Paștelui. Iată ce aveți de făcut pentru o mâncărică cu un gust extraordinar. Vă e poftă de o iahnie de fasole ca la mama acasă? Chiar dacă e de post, veți descoperi un preparat fantastic. Iată rețeta regretatului Radu Anton Roman, care nu dă greș niciodată. Ingredientele necesare Pentru a pregăti o iafnie de fasole care va satisface toate gusturile, aveți nevoie de următoarele ingrediente. 500 g fasole boabe, 3 cepe, 100 de ml unt de lemn, 3 morcovi, 1 lingură cu boia, 1 căpățână de usturoi, 1 lingură cu oțet aromat cu tarhon, puțin tarhon tocat, 1 legătură de pătrunjel, 200 de ml bulion gros de roșii. Unul lingură cu zahăr, una foaie de dafin, sare și piper. Exclusiv. Iată pozele de pe un lifan sale polițistei lui Andreu Tate. Cu aceste imagini genera milioanele de dolari. Marele divorț din teatru. S-a aflat pentru cine și-a părăsit nevasta actorul Vlad Zamfirescu. Iubirea e mare. Mod de preparare. Fasolea aleasă bine se pune la înmuiat în multă apă rece, seara. Dimineața se pune la fiert o oră jumătate, la foc potrivit, în 3 litri apă cu sare, să scadă. Se rad morcovii și ceapa. Se călscă în ulei cu boia. Se sting cu bulion de roșii și oțet și un pic de apă fierbinte. Se toacă usturoiul, tarhonul, pătrunjelul. Dacă fasolea a fiert, ideal e să fi scăzut suficient cât să fie mai puțin de o jumătate de litru zeamă, dar atenție să nu se prindă, se adaugă zarzavatul călit, usturoiul, tarhonul. Zahărul și foaia de dafin, sare, piper, și se lasă să bulbucească vreo 10 minute, să se unească toate, dar mestecând des, să nu se ardă. Se servește cu murături sau ceapă roșie, a lăsat moștenire regretatul Radu Anton Roman. Ce beneficii uriașe are fasolea boabe. Bogată în substanțe nutritive, fasolea uscată e unul dintre cele mai bune produse pe care e bine să le consumați în perioada postului. Această legume e plină de potasiu, seleniu, magneiu calciu, dar și vitamina B, care vă ajută să vă mențineți sănătos sistemul imunitar, dar și o tensiune arterială sănătoasă. Nu în ultimul rând, fierul din fasole uscată ajută la dezvoltarea celulelor.